Luni 26 august 2019 mă aflu în localitatea Măgureni din județul Prahova la sediul Columbodromului Internațional Suprem, unde particip la etapa derby finală. Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu un crescător din București, foarte pasionat, la fel, serios, cu păsări de mare calitate. Originar din Prahova, dar locuiește în București acum, unde are și porumbeii. Este vorba despre domnul Ancea Ovidiu, pe care îl salut. Alături de dânsul se află tatăl, domnul Ancea Octavian, da? Vă salut! O să vă întreb mai târziu puțin să-mi spuneți cum era cu copilăria columbofila lui Ovidiu, cum s-a apucat cu porumbeii, de porumbei. Domnul Ovidiu, spuneți-ne pentru început cum s-au mișcat porumbeii. Știu că bine și foarte bine, am luat-o eu înainte, că dumneavoastră nu prea vreți să ne spuneți. Ați avut niște locuri foarte bune la etapele intermediare, da? Am înțeles că ați avut un porumbel și locul 1, la un moment dat a fost și locul 2. Cred că stați bine și la AS, este? Ce ziceți? Vedem la final, atunci se va trage. În primul rând, domnul Alexandru, vă salut. Și eu vă salut pe dumneavoastră. Salut pe Costin, un om deosebit, care a făcut o impresie foarte bună încă de la început. Faptul ce m-a determinat să particip cu un lot de 6 pui la Columbodromul lui, Columbodromul Suprem. E primul an în care veniți aici la Suprem? Este primul an și seriozitatea lui, cel puțin la început și pe parcurs, mi s-au demonstrat toate lucrurile, m-a făcut să particip și am participat cu toată încrederea. Mă bucur să fiu alături de ceilalți columbofili participanți la etapa finală, o finală care cred că va fi foarte grea, având în vedere și distanța și zborul de la sud la nord, vântul, am înțeles că este vânt de față. Și urez succes tuturor, în primul și în primul rând, să vedem puii venind. După aceea, cine al cui este, contează mai puțin. Ce faceți? Cum stați acum? Câți porumbei ați mai avut în final aici, băgați? În final am 3 pui. 3 din 6? 50%? 50%. A fost etape destul de grele, etape destul de dificile, începând cu etapa de Mangalia, când s-au pierdut și destul de mulți pui. Burgasul a fost puțin mai ușor, cred eu, dar și acolo au fost pierdere. Pierdere datorate, în primul și în primul rând, condițiilor și rutei de zbor. Sperăm în final să reziste. Ce v-a rămas aici, ca și origini, ce v-a rămas? Ce ați zburat cel mai bine? În final am 3 pui din 3 perechi diferite, perechi făcute, cum să spun, neverificate. Perechi noi, nu? De mine, da, perechi noi. Masculii a 2 perechi provin de la Sandu Cazacu. Femelele, 2 femele, una de la Simeon Emil, una este o femelă originală de Hereman. Iar cea de-a treia pereche, tatăl este locul 3 de Mifon Tineret 2010, locul 6 General Matur 2011 la FRSC, da. Când atunci gruparea de FRSC era mult mai consistentă, mă refer la nivel de București. Iar mama puiului este o femelă originală iasă. Pe care dintre ei pariați astăzi, că vine mai bine? Sau că vine de locul 1? E foarte greu să spun. Cel mai constant din cei 3 pui până acum a fost un pui din masculul de Van de la Bel, de la Sandu Cazac, cu consanguinitate pe Blixem, cu femela de la Simeon Emil, Flor Verbor, cu Van Dic. Dar orice e posibil. Orice e posibil astăzi, așa e? La final, orice e posibil, poate să câștige porumbei care poate nu s-au mai clasat în prima sută până acum. Da. Ia spuneți-mi acum, să trecem la tata puțin. Domnul Octavian, vă salut. E prima oară când stăm de vorbă. O să vă pun așa câteva întrebări la care nu se așteaptă Ovidiu. Una dintre ele, am înțeles că și dumneavoastră ați avut porumbei în tinerețe. Da, da. Deci da, pasiunea da, o moștenește de la dumneavoastră, nu? Da, da. Când eram mic, aveam și o porumbei, dar nu să... Nu să dezbucă. Era cu concursele astea, dar aveam plăcere de mic ca să crezi porumbeise. După aceea, când am avut pe Ovidiu, a avut intenția tot cu porumbei, a plăcut. L-a simțit de mic, așa, nu? Mai, nu vrea, nu vrea ea, că așa, eu l-am susținut și eu pe o parte zicea, lasă-l, că nu mai lasă ție porumbei cu tata, dar pe o parte... Îl sprijinează, nu? Da, da, da. A apucat să țină și porumbei acasă, la Provița, acolo? Da, da. Înainte să plece, da, de acasă? Nu era concurs, da,
Da, dar am înțeles că toată ziua era numai prin vecini, după porumbei, nu? Da, da, cu colegi, cu vecini. Căuta că n-a plecat la școala militară, nu aștepta să pleci la examen și eu, nu, de unde, când era un vecin la porumbei. Acum să știți că a ajuns un crescător de valoare. Da, da, da. În capitală, da, da. E un om foarte serios și da, respectat. Da. Îi place curățenia, îi place să-i îngrijească, îi face tratamentele necesare care trebuie. Știu, eu l-am vizitat de mai multe ori, îmi place crescătoria pe acară, da, oare? Da, da. Din păcate, timpul e principalul lui dușman. Că da, nu poate să stea lângă ei atât cât și-ar dori. Dar aici, prin Columbodrome, valoarea păsărilor lui spune cuvântul. Se pare că Bulgaria le place, domnul Ovidiu, nu? La porumbei noastre, ruta de Bulgaria. M-am uitat în primul și în primul rând la omul, respectiv la Costin, să văd ce persoană este, și în al doilea rând, chiar al treilea, condițiile, da, și ruta de zbor. Mi-am dorit o rută de zbor mai dificilă, nu vreau să mă duc pe munte. Mi-am dorit o rută de zbor dificilă, știind că, în general, zborul de la sub la nord implică majoritatea timpului vânt de față. Și am vrut să văd calitatea până la urmă, pentru că dacă persiști în a amâna momentul adevărului, atunci pierzi și timpul, te și aglomerezi cu porumbei. La un moment dat trebuie să tragi linie, să știi ce ții. Da. Nu sunt adeptul numericului mare, sunt adeptul calității și calitatea ți-o poți verifica numai participând alături de ceilalți porumbofili, ca și porumbei tăi să trăiască, să zboare în aceleași condiții. Așa. Pentru că știm foarte bine, la nivel, cel puțin la nivel de București, sunt proprietari foarte mulți bani, cu super crescătorii, cu foarte mulți bani investiți în porumbei, cu îngrijitori, e foarte greu să te bați cu ei la nivelul de viteză, de micon și chiar fond, la nivel de București. Așa, la Columbodrom, toți beneficiază de același tratament și cred eu, șansele sunt egale. Se pare că anul ăsta porumbeilor noastre, puiilor noastre, le-a plăcut hrana de aici, de la Suprem, nu? Da, că au venit bine. Chiar o să-l întreb pe Costin să văd ce rețetă a folosit el. Poate o implementez și la mine. Sper să nu coste prea mult, pentru că majoritatea colmofilor din București beneficiază de un buget relativ redus pentru porumbei. Așa e. Și ultima întrebare din partea mea, dacă îmi permiteți. Dacă veți câștiga locul 1 în finală, vă răscumpărați porumbelul? Îl duceți înapoi la București? Nu știu dacă îmi voi răscumpăra porumbelul, pentru că am fabrica acasă, nu? Da, dar în mod sigur, dacă voi câștiga locul 1, astăzi vor cânta lăutarii la mine la țară. Super! Atunci venim cu noi cu dumneavoastră. Și la fel voi face o masă la clubul unde activez, respectiv clubul Rapid din București. Eu vă doresc mult succes! Vă mulțumesc, vă felicit pentru rezultatele obținute. Și urez succes fiecăruia dintre participanți. Să fiu sincer, nici nu știu dacă îmi doresc sau nu știu ce să zic, dacă îmi doresc să câștig locul 1. Ce îmi doresc este să vină porumbei și oricine poate să câștige. Așa e, baftă mult. Mersi mult. Toate cele bune, domnul Octavian, numai bine. Hai, bă, tu mă bâl.